Martie este noul început al iernii. Frigul din prima zi a primăverii a adus ninsori abundente în nordul județului Mehedinți. 1 martie, prima zi de primăvară, a fost întâmpinată de către locuitorii din acea zonă, cu lopeți și dezăpezit la mașini, în loc de razele soarelui și pomini muguriți. Iarnă în toată regula în nordul județului. A nins zdravăn de azi noapte, iar temperaturile au fost aproape de 0 grade pe tot parcursul zilei. De la soare și temperaturi foarte ridicate, mehedințenii s-au trezit cu un strat consistent de zăpadă și temperaturi foarte scăzute. Luna februarie a fost o lună schimbătoare din toate punctele de vedere. Dacă la început de lună am avut parte de viscol, în ultimele zile au urmat temperaturi de peste 12 grade, iar acum în martie avem parte de fulgi de zăpadă. Potrivit ANM însă își va intra în drepturi și se anunță temperaturi mult mai reci. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, iar primăvara își va intra în drepturi la jumătatea lunii martie, potrivit prognozei pe 4 săptămâni, realizată de Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, dar mai ridicate în regiunile din nord ale județului Mehedinți.